Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște, actorii repetă intens pentru spectacolul Romeo și Julieta, ce va avea premiera în sala mare a teatrului, numai departe de vineri 26 februarie, începând cu ora 19. Punerea în scenă aparține regizoarei Irina Niculescu, am putea spune o ambasadoare a spectacolelor cu marionete, aceasta fiind cunoscută pentru montările sale extraordinare în lumea întreagă. Privește razele crudului soare, care spre răsărit plotează norii. Lumina aceea nu-i aparține ție. Rămâi, de ce să pleci? Atunci să mă găsească și să mă ucidă. Mult fericit dacă dorința mea. Este cunoscut faptul că punerea în scenă a unei astfel de producții cu păpuși comportă un proces dialectic de creație în care abordarea estetică, scenografică și regizorală este foarte pretențioasă, astfel încât să nu fie subminat conceptul de marionetă. Actorii au ales și ei, prin intermediul acestui spectacol, să exploateze multiplele posibilități pe care le oferă jocul cu marionete. Dincolo de repetițiile intense care i-au solicitat la maximum și chiar dacă au fost puși în fața unor mari provocări, aceștia s-au declarat entuziasmați de progresul lor și relația frumoasă pe care au dezvoltat-o cu păpușile pe care le vor mânui chiar în spectacol. Cum decurg repetițiile pentru spectacolul Romeo și Julieta? Suntem foarte entuziasmați din acest punct de vedere pentru că au fost niște repetiții intense din toate punctele de vedere. Ne solicită la maxim creativitatea, imaginația și experiența pe care am avut-o de-a lungul timpului. Dar vă așteptam să vedeți despre ce este vorba vineri, în 26 februarie, la ora 19, să ne vedeți cum ne desfășurăm pe scenă. Ce dificultăți ați întâmpinat în timpul repetițiilor? Nu cred că au fost dificultăți. Mari dificultăți nu am întâmpinat. Mai mult am încercat să căutăm diferite metode de a crea o luptă sau de a crea relația dintre noi și marionetă. Nu au fost mari dificultăți. Au fost la început provocări. Da, la început ne-am jucat, din joacă s-au născut niște lucruri foarte bune și încet, încet am ridicat momentele și suntem pe ultima 100 de metri, avem mari emoții. Mai sunt foarte puține zile până la premieră și... Și vă așteptăm! Vă așteptăm, asta e cel mai important. Feedback-ul de la dumneavoastră îl primim și suntem și noi curioși cum va reacționa publicul la această montare. Da. Publicul va avea ocazia să asculte pe tot parcursul spectacolului muzică live, compusă de artistul de seamă John Lewandowski și totodată vor putea fi surprinși de interpretarea scenică a actorului Corneliu Jipa, pe care îl vor vedea mânuind pentru prima dată o marionetă, mai exact pe cea a părintelui Lorenzo, complicele lui Romeo. Romeo și Julieta din nou pe scena târgovișteană, pe data asta cu marionete. Îmi fac debutul în jocul cu marioneta. Este un joc complicat la început și după aceea din ce în ce mai plăcut. A da viață unei păpuși este un lucru senzațional pentru că e altceva decât făceam până acum. Și practic toată trupa joacă și actoricește, nu numai cu păpușa, nu numai o mânuire și o vorbire într-un anume fel, ci chiar joacă. Sunt foarte multe intonații, ne-am străduit să dăm cât mai mare valoare acestor portanțe ale actorilor păpușari care devin actori actori pur și simplu, iar păpușa devine un fel de prelungire a mâinilor, așa simt eu deocamdată, și a întregului om care îi dă viață. Munca, plăcerea de fapt a lucrat cu doamna Irina Niculescu a fost una foarte mare pentru că însă venim cu experiența aceea imensă pe care o are în modul de a face spectacole speciale. I-am văzut spectacole de acum multă vreme. Faptul că lucrează cu actori, în primul rând, și de-abia apoi cu păpușele și ordinea poate fi și inversată, dă o senzație extraordinară în ochii celor care privesc. E o altfel de lume pe care putem numi chiar o oglindă într-o cutie neagră.
ne putem vedea chiar pe noi cum suntem, la alte dimensiuni. Și atunci ori ne mărim, ori ne micșorăm. E foarte interesant ceea ce se întâmplă.